Acatistul Sfinților Mucenici Epictet și Astion. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindere ești pe toate, ne împlinești vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălăjuiește în noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără dregile noastre! Sfinte, cercetează și vine cu neputințele noastre pentru Sfântul numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cele toate zile dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izovește cel viclean. Pe Epictet, preotul cel prea înțelept, și pe Astion, ucenicul cel mult răvnitor, veniți toți să-i lăudăm, ca aceștia de o cinste, cu Ermolae și cu Pantelimon fiind împreună, au binevestit Evanghelia lui Hristos și, într-o adevăr, Epictet, după Andrei cel mai întâi chemat, apostoli ai Dobrogei s-au arătat. Pe bolnavii tămăduind, demonii gonind, au strălucit cu minunile și puterea cuvântului, pentru care și chinuri au răbdat, de la chinuitori și bine încununându-se, pururea se roagă pentru sufletele noastre. Pentru aceasta și noi fericim, bucurați-vă, Sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginți și mucinici ale Hristos. Din tinerețe în înfrânare ai petrecut, prea fericite Epictet, rănindu-te cu învățăturile lui Hristos. Și când ai ajuns în puterea vârstei, ca Samuel, odinioară, luând harul preoției din dragoste pentru oamenii săvârșit, multe minuni, pentru aceasta cu laude te mărim așa. Bucură-te cel ce ai dus viață neprihănită, bucură-te că ai avut dragoste desăvârșită. Bucură-te că Domnului te rogi neîncetat, bucură-te că cele mai înalte totdeauna ai cugetat. Bucură-te că ochii orbilor ai deschis, bucură-te că pe slăbănoci ai întărit, bucură-te că duhurile necurate le alungi de la noi, bucură-te, mare miluitor al celor din nevoi, bucură-te că pe leproși ai curățat. Bucură-te că la credință ai chemat, bucură-te că pământul Dobrogei îl ocrotești. Bucură-te că în primejdia noastră nădejde ești, bucură-te, Sfinte Epictet, doctore fără de arginți și mucenice lui Hristos. Ascultând cuvintele Părintului Epictet, inima ți-ai deschis, sufletul ți-ai curățit și ai primit tainele credinței. Apoi, botezându-te, ai urmat lui Hristos, dovedind a fi rob preiubit al lui Dumnezeu, drept aceea cunoscând și noi marea ta credință. Venim către tine și cu umilință te rugăm, izbăvește-ne, Sfinte mucinice Astion, de veșnica moarte, ca împreună să-i cântăm lui Dumnezeu, aliluia. Dorind, Sfinte Astion, să petreci viața îngerească, ai părăsit casa părintească și te-ai sălăjuit în altă cetate, unde te-ai arătat mare făcător de minuni. Căci, mergând spre Dunăre, ai întâlnit un om cu duhul necurat, pe care îndată l-ai izbăvit cu rugăciune tale și cu semnul Sfintei Cruci. Iar noi, minunându-ne, de unele ca acestea cântăm așa. Bucură-te că ai fost înger pământesc, bucură-te cel ce ești om ceresc, bucură-te că prin smerenie cele înalte ai dobândit, bucură-te că pe vrăjmaș cu semnul crucii l-ai biruit, bucură-te cel ce cu credință ai săvârșit minuni, bucură-te cel ce ai înspăimântat pe păgâni, bucură-te că demonii zgonitori ești, bucură-te. Bucură-te mare biruitor, bucură-te de bolii vindecători, bucură-te de chinuri izbăvitori, bucură-te grabnic ajutătorule, bucură-te al Dobrogei apărătorule, bucură-te Sfinte Astion, doctore fără de arginți și mucenice lui Hristos. Un mare dregător, alergând la tine, Părinte Epictet, a îngenunghiat în fața ta, rugându-te să-i tămăduiești fiica paralizată, iar tu, Sfinte, rugându-te lui Dumnezeu și trupul ei, ungându-l cu un de lemn sfințit, îndată s-a vindecat. Pentru aceea, părinții cu tine slăveau pe Dumnezeu cântând aliluia. Altădată, o femeie oarbă a cerut de la tine vindecare, Părinte Epictet, plângând și zicând: știu cine ești și cred că poți multe în fața lui Dumnezeu, de aceea mă rog să nu disprețuiești plânsul meu și să nu iei în deșert rugăciunea mea. Iar tu, Sfinte, minunându-ne,
de credință ei ai vindecat-o și ea, văzând lumina, a slăvit pe Dumnezeu pentru care îți cântăm și noi unele ca acestea. Bucură-te ajutorul celor ce zac în neputințe, bucură-te mângâierea celor mâhniți și întristați. Bucură-te cel ce dăruiești lumină orbilor, bucură-te cel ce aduci alinare credincioșilor, bucură-te că pe mulți ai vindecat, bucură-te dregătorul către tine a strigat, bucură-te scăpare din ispite. Bucură-te Dumnezeiescule Părinte, bucură-te chip duhovnicesc, bucură-te doctor sufletesc. Bucură-te mult lăudat ocrotitor al credinței, propovăduitor, bucură-te Sfinte Epictet, doctorule fără de arginți și mucenici al lui Hristos. Viforul gândurilor de șarte l-ai biruit cu zmerita cugetare, căci tânăr fiind înțelepciunea vârznicilor, ai dobândit mucenici Astion și ai biruit ispitele vieții acesteia. Pentru aceea te rugăm, ajută-ne să scăpăm nevătămați de tulburarea gândurilor și greutate necazurilor ce vin asupra noastră, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu, aliluia. Având iubire de oameni, Sfinte Astion, te-ai retras și în taină te-ai rugat Domnului pentru omul căzut de la înălțimea ce zăcea aproape mort, iar Dumnezeu, ascultând rugăciunea ta îndată, l-a făcut sănătos, pentru care, minunându-ne, îți cântăm unele ca acestea. Bucură-te că pe omul cel căzut în taină te-ai rugat, bucură-te că pe el de la moarte l-ai scăpat, bucură-te temelia vieții creștine, bucură-te acoperișul casei duhovnicești, bucură-te cel ce-ai trecut prin vămile cele cerești, bucură-te cel de sănătate dădător, bucură-te cel ce pe bolnavi ridicat, bucură-te cel ce pe mulți ai vindecat, bucură-te prea fericite rugător, bucură-te cel ce mult ești folositor, bucură-te chip prea curat, bucură-te Sfinte Astion, doctorule, fără de arginți și mucinicea lui Hristos, frumusețea chipului și agerimea cugetului tău, nu ai voluit a le pune în slujba celor pământești, prea fericite Astion, că neamul cel ales și bogăția tatălui tău drept, uscăciune socotindu-le, ca un cerb prea sprinten, ai drăgat spre izvoarele pururea purgătoare ale învățăturii lui Hristos, pe care și sorbindu-le din buzele preotului Epictet, îndată te-ai aprins de dragoste cea dumnezeiască și fără tăgadă, în numele lui Iisus Hristos, te-ai botezat căruia îți cântăm acum, aliluia. Înțelept fiind, Părinte Epictet, te-ai arătat prin credință copilului celui de 15 ani, care era surd, mut și uscat la trup și vindecându-l, el ți-a spus așa, în Iisus Hristos se cuvine nouă să credem. O prea fericite, căci el aduce oamenilor întotdeauna binefaceri până în ziua de astăzi. Pentru aceea te rugăm, Părinte, să primești de la noi nevrednici unele ca acestea. Bucură-te că izvor nesecat de minunte i-a arătat. Bucură-te că mutul vindecat, veselindu-se de slavă lui Hristos, a dat. Bucură-te că văzând minunea, mulți din cetate s-au botezat. Bucură-te că prin tine Hristos s-a preamărit. Bucură-te că de dobrogenii ești mult iubit. Bucură-te că românii au evlavie către tine. Bucură-te că din întreaga țară vin să se închine. Bucură-te cel ce grabnic spre ajutor ești. Bucură-te că te veselești cu putere cerești. Bucură-te cel ce pe copii îi ocrotești. Bucură-te izbăvitorul celor umiliți. Bucură-te scăparea celor prigoniți. Bucură-te Sfinte Epictet, doctorule fără de arginți și mucenicea lui Hristos. Priveghind mereu asupra mucenicului tău Astion, Părinte Epictet, și văzând tristețea de moarte ce îl stăpânea, ai alungat-o de la el, arătându-i astfel puterea binecuvântării preotului lui Hristos, pe care o dăruiește și nouă, pentru a birui îndoiala și deznădejdea, ca împreună cu toți sfinții să cântăm lui Dumnezeu, aliluia. Ca pe niște apostoli și ucenici al lui Hristos v-au primit locuitorii cetății Halmiris, căci semne și putere apostolești ați arătat cu adevărat. Pe fata cea paralizată ați făcut o teafără, dar cu cuvântul orbului vederea i-ați întors și pe îndrăgiți i-ați slobozit. Pentru aceasta, mulțime multă se întorcea la Hristos, binecuvântând pe cel de oamenilor astfel de puteri, iar pe voi, într-o acest chip, fericindu-vă așa. Bucurați-vă că neamul ni l-ați adus la dreapta credință. Bucurați-vă că ați învins prin rugăciune și nevoință. Bucurați-vă zid al dragostei neînvins. Bucurați-vă al dragostei de Dumnezeu foc nestins. Bucurați-vă folos de plin al credincioșilor. Bucurați-vă că pilă de vețuire voi ne-ați dat. Bucurați-vă că darul vindecării de la Hristos ați luat. Bucurați-vă că de dușmani izbăviți. Bucurați-vă de ispite că ne feriți. Bucurați-vă că dulceața vieții trecătoare nu ați înrădăcinat. Bucurați-vă că brațul celui rău voi l-ați robit. Bucurați-vă că ura vrăjmașului cu răbdare ați biruit. Bucurați-vă sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginți și mucenicii lui Hristos. Cu cine vă vom număra pe voi prea fericiților, căci chipul cel îngeresc al călugăriei purtând. Ca niște apostoli Evanghelia ați propovăduit și doctor fără de arginți
și făcător de minuni, arătându-vă încă și cu cununa muciniciei la urmă ați luat, încât multe daruri și vrednicii au strălucit între voi. Pentru aceasta, minunându-ne, vă fericim cântând Aliluia. Păgânul Latronianus, comandantul provinciei, intrând în cetatea Halmirisului, a început prigoana împotriva creștinilor, iar voi, sfinților, ați fost părâți ca unul care îndepărtați pe mulți de la jertfele idolești. Drept aceea ați fost aduși în lanțuri în temniță, dar temnița, chilie de rugăciune ați prefăcută și cu bucurie slăviați pe Dumnezeu în psalm și în rugăciuni. Pentru aceea și noi vă lăudăm așa. Bucurați-vă că pe comandantul păgân, cel cu suflet de fiară, l-ați biruit. Bucurați-vă că prin mari chinuri pe Hristos l-ați mărturisit. Bucurați-vă că numele lui Iisus Hristos pe pământ l-ați propovăduit. Bucurați-vă cei ce cu credința idolească ați urba. Bucurați-vă căci cu nădejdea v-ați înfrumusețat. Bucurați-vă căci cu răbdare și dragoste ați biruit. Bucurați-vă că temnița biserică ați socotit. Bucurați-vă că lanțurile nu v-au speriat. Bucurați-vă că biciuiri fără de număr ați răbdat. Bucurați-vă că prin credință v-ați încununat. Bucurați-vă că din dragoste pentru Hristos mult ați pătimit. Bucurați-vă, sfinților Epictet și Astion, doctor fără de arginți și mucenicilor al lui Hristos. În zori, locul de judecată a fost pregătit, iar comandantul voia să vă piardă. Atunci, din înălțime putere primind și lumina harului strălucind, ca soarele pe fețele voastre, sfinților mucenici, judecătorul nu putea privi spre voi, iar mulțimea poporului ce era de față, minunându-se, a cântat împreună cu voi Dumnezeu, Aliluia. Cu totul s-a spământat Iranul de prea minunata voastră bărbăție, sfinților, și de răspunsurile voastre s-a tulburat, căci cu îndrăzneală l-ați înfruntat zicând, suntem creștini, facă-se voia Domnului nostru cu noi. Pentru aceasta vă lăudăm zicând, bucurați-vă că pentru Dumnezeu toate durerile, desfătări le-ați socotit. Bucurați-vă că răbdând chinuri, din dreapta credință nu v-ați clintit. Bucurați-vă foc nestins al dragostei cele dumnezeiești. Bucurați-vă că prin răbdare ați uimit cetele îngerești. Bucurați-vă că de curajul vostru păgânii au rămas fără de glas. Bucurați-vă că nu v-ați pământat când trupul vi l-au ars. Bucurați-vă că prin aceasta cununa mucenicească v-ați agonisit. Bucurați-vă că ura dușmanului sufletelor cu bărbăție ați biruit. Bucurați-vă, învingători ai stăpânirii iadului. Bucurați-vă, moștenitori ai frumuseții raiului. Bucurați-vă că focul inimii voastre, luminător al dobrogei, ai fost. Bucurați-vă, mărgăritare de preț ale Bisericii lui Hristos. Bucurați-vă, sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginți și mucenicii lui Hristos. Pe scândură fiind schingiuiți sfinților mucenici, tiranii v-au sfâșiat cu cârligii de fier, cu făclii aprinse v-au ars trupurile și în cazane cu zmoală clocotită v-au aruncat, însă credința voastră cea către Domnul din toate chinurile v-a scos nevătămați și neîncetat, mărturisind pe Hristos, ați fost închiși din nou în temniță. Văzând aceste lucruri mai presus de înțelegere, ne minunăm și cântăm lui Dumnezeu, Aliluia. Ritorii cei mult vorbitori rămând ca niște pești fără de glas și nu pricep a spune cum voi, sfinților mucenici, în trup omenesc viețuind, ați biruit chinurile mai presus de fire, făcându-vă următoarea lui Hristos. Iar noi preamărim pe Dumnezeu, Cel ce va întări pe voi, lăudând vitejia voastră și cu mulțumire grăim așa. Bucurați-vă, frumusețea cea mare a neamului românesc, bucurați-vă, flori bine mirositoare, din mănunchiul mucenicilor dobrogeni, bucurați-vă, că pentru slava și cinstea împăratului ceresc ați ruptat, bucurați-vă, cei ce chinuri înfricoșătoare ați răbdat, bucurați-vă, robi credincioși ai Domnului, care toată voia lui ați împlinit, bucurați-vă, cei ce înaintea stăpânitorilor adevărul ați mărturisit, bucurați-vă, că Domnului prea iubiți, fii v-ați prefăcut, bucurați-vă, propovăduitori fierbinți ai dumnezeiștii credinței, bucurați-vă, că ați înfruntat mâinile aprinse, bucurați-vă, moștenitorii bunătăților celor veșnice, bucurați-vă, sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginți și mucenicii lui Hristos. Auzind unul dintre anchetatori pe numele Vigilantius, cum puși fiind la chinuri voi, sfinților, nu ați încetat timp de 30 de zile a mărturisi pe Hristos. Și auzind încă și cuvântul vostru, cum că oricine crede în Hristos va avea viață veșnică, nu s-a putut opri și a mărturisi pe Hristos cu glas mare și venind la voi în închisoare, a cerut botezul și împreună cu voi a cântat lui Dumnezeu, Aliluia. Cu adevărat, Părinte Duhovnicesc, ai îndrumat pașii ucenicului tău, Astion, spre Tatăl cel Ceresc, Părinte Epictet,
că în clipa despărțirii de lumea aceasta te-ai îngrijit mai întâi de ucenicul tău iubit, pentru care învrednicește-ne și pe noi aceste iubiri părintești, ca să vă cântăm unele ca acestea: bucură-te și bucurați-vă cei ce cu cununi neveștejite ați primit, bucurați-vă cei ce în trupurile și în sufletele voastre pe Dumnezeu l-ați preamărit, bucurați-vă cei ce cu toate faptele voastre pe Hristos l-ați slăvit, bucurați-vă că în mâinile voastre la lucrarea faptelor bune le-ați ridicat, bucurați-vă că pașii judecătorului pe calea cea adevărată ați îndreptat, bucurați-vă cei ce nu v-ați lipit inima către bogăție cu desfătare lumească, bucurați-vă că la cele cerești și la bucuria cea veșnică ați cugetat, bucurați-vă mărturisitori ai dreptei credințe, bucurați-vă că și în temniță ați făcut ucenici, bucurați-vă că în ceata mucenicilor cu bucurie ați fost primiți, bucurați-vă că în rai cu sfinții vă odihniți, bucurați-vă sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginți și mucenicii lui Hristos, pe când sfinții martiri răbdau cumplite chinuri în numele lui Iisus Hristos, un călător din țara lui Astion, văzându-l în fața scaunului de judecată și cunoscându-l, de grabă a dat de veste părinților acestuia. Iar noi cântând lui Dumnezeu, aleluia! De tatăl tău Alexandru și mama ta Marcelina, Sfinte Astion, cu multă dragoste te-ai îngrijit, precum odinioară Iisus a încredințat-o pe maica sa, apostolul Ioan. Așa și tu, Sfinte, arătându-te în vis lui Vigilantius, i-ai încredințat pe părinții tăi. Aceștia, împreună cu cinstitul preot Bonosus, au mers apoi la măritul episcop Evangelicus, rugându-l să-i boteze și acesta, bucurându-se întru Domnul, a săvârșit sfânta taină. Iar de la noi auzi unele ca acestea: bucură-te că pe părinții tăi din păgânătate ai scăpat, bucură-te că și ei haina botezului au îmbrăcat, bucură-te că din întristare tu i-ai izbăvit, bucură-te că prin credință ei te-au regăsit, bucură-te stâlpul cel drept al monahilor, bucură-te cinstea și podoaba credincioșilor, bucură-te liniștitorul sufletelor tulburate, bucură-te ridicarea celor căzuți în păcate, bucură-te fierbintele nostru ajutător, bucură-te că te-ai învrednicit de cunună mucenicească, bucură-te doctor tămăduitor, bucură-te că ai fost desăvârșit în viață călugărească, bucură-te Sfinte Astion, doctorule fără de arginți și mucenici al lui Hristos. După tăierea capetelor, trupurile voastre, sfinților mucenici, s-au făcut albe la vedere precum zăpada, iar cei ce erau stăpâniți de vreo slăbiciune trupească sau sufletească, atingându-se de ele cu credință și cu dragoste, de grabă se depărtau de la ei toată suferința și toată fierbințeala și toată durerea. Pentru aceasta creștinii cu Evlavie au luat sfintele voastre maște, le-au așezat într-o criptă, peste care au înălțat în Halmiris o măreață biserică în cinstea voastră, cântând lui Dumnezeu, aleluia. Venind popoarele barbare peste cetatea Halmirisului, biserica în care se aflau sfintele maște a fost distrusă, dar prin purtare de grijă a lui Dumnezeu, ele au scăpat nevătămate, iar acum, după 17 veacuri, ca un soare duhovnicesc au răsărit din pământ spre luminarea și mângâierea noastră. Iar noi știind mulțimea de tămăduiri ce s-a făcut prin sfintele voastre maște, în vremurile de demult, cu dragoste, cuprinzându-le și sărutându-le cu bucurie mare, nu ne pricepem a grăi decât aceste cuvinte frumoase. Bucurați-vă că cinstitele voastre moaște nevătămate au scăpat, bucurați-vă că la praznicul adormirii Maicii Domnului ele s-au aflat, bucurați-vă că în Dobrogea Sfântul Apostol Andrei ați fost următor, bucurați-vă după voi și mucenicii Zotii, Catal, Camase și Filip au fost mărturisitori, bucurați-vă cu sfinții Germa și Ioan Casian în cerul locuitor, bucurați-vă sfătuitori ai preoților și monahilor povățuitori, bucurați-vă bun cârmaci care de potopul păcatelor neferiți, bucurați-vă povățuitori credincioși, cei ce ne îndreptați pe noi la patria cerească, bucurați-vă că prin voi treimea a fost propovăduită, bucurați-vă că prin voi unimea a fost preamărită, bucurați-vă lauda neamului creștinesc, bucurați-vă că toți credincioșii Dobrogei vă cinstesc, bucurați-vă sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginți și mucenicii lui Hristos. Mult pătimitorilor pentru Hristos, sfinților mucenici Epictet și Astion, primiți acum această puțină rugăciune de la noi, cei ce plecăm genunchi înaintea sfintei voastre icoane, precum ați luminat ochii oribilor și ați dăruit vindecare slăbănogilor, tot așa. Tămăduiți-ne și pe noi de toată neputința trupească și sufletească. Păziți-ne de tot răul cel aducător de moarte trupească și sufletească și din tot necazul grabnic ne izbăviți. Pe noi cei care cinstim pomenirea voastră și mărturisim minunile pe care cu puterea Sfintei Treim le săvârșiți, celor ce cu credință cântă lui Dumnezeu, aliluia, aliluia, aliluia.
Din tinerețe în înfrânare ai petrecut prea fericite, Epictet, hrănindu-te cu învățăturile lui Hristos. Și când ai ajuns la puterea vârstei, ca Samuel odinioară, luând harul preoției din dragoste pentru oameni, ai săvârșit multe minuni. Pentru aceasta, cu laude, te mărim așa. Bucură-te, cel ce ai adus viață neprihănită, bucură-te că ai avut dragoste desăvârșită, bucură-te că Domnului te rogi neîncetat, bucură-te că la cele înalte totdeauna ai cucetat, bucură-te că ochii orbilor ai deschis, bucură-te că pe slăbănoci ai întărit, bucură-te că duhurile necurate le alungi de la noi, bucură-te, mare miluitor al celor din nevoi, bucură-te că pe leproși ai curățat, bucură-te că la credință ai chemat, bucură-te că pământul Dobrogei locrotești, bucură-te că împrimești ea noastră nădejde ești, bucură-te, Sfinte Epictet, doctorele fără de arginți și mucenici al lui Hristos. Pe Epictet, preotul cel prea înțelept și pe Astion, ucenicul cel mult răvnitor, veniți toți lăudăm că aceștia de o cinste cu Ermolae și cu Pantelimon fiind împreună, au bine vestit Evanghelia lui Hristos și, într-adevăr, după Andrei cel întâi chemat, apostolii și al Dobrogei s-au arătat. Pe bolnav, tămăduindu-i demonii gonind, au strălucit cu minunile și cu puterea cuvântului, pentru care și chinuri au răbdat de la chinuitor și bine, încununându-se, pururea se roagă pentru sufletele noastre, pentru aceasta. Și noi fericim, bucurați-vă, Sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginci și mucenicii lui Hristos.